Bun găsit tuturor la o filmare. Trebuie să recunosc, m-am gândit dacă să o fac sau nu. Ideea a venit aseară urmărind cu interes știrile legate de evenimentul armat din Israel. Și discutând cu colegii astrologi dacă e bine să ies public cu o intervenție legată de acest subiect, mulți au spus, băi, nu te băga în astfel de lucruri, pentru că nu te băga. Gândindu-se la imaginea pe care o ai când faci astfel de intervenții. Și după ce am gândit eu vreo oră, v-am zis, am ajuns la concluzia că noi nu am evoluat ca umanitate mult mai repede decât trebuia, tocmai pentru că au existat foarte multe persoane care au spus atunci când este o hârtie pe jos, nu atrag atenția celui care a aruncat-o să vină să o ridice. Atunci când este un abuz, n-am deschis gura și întotdeauna m-am ghidat după metafora oferită de o carte, se numește Ferma Animalelor, a fost și ecranizată sub forma unui desen animat pentru adulți. Nu vă gândiți la tipul ăla de adulți. Un desen animat, filozofic, metaforic, pentru adulți. Și în Ferma Animalelor am mai povestit despre asta. Este o fermă unde totul e idilic, minunat, toate animalele sunt prietene între ele. Și apoi ferma este cumpărată de niște porci. Și porcii ăștia, porci animale chiar, ajung să trateze foarte rău animalele din fermă până când mor alea în chinuri și parcă se revoltă, nu mai țin minte dacă se revoltă sau nu. Dar cert este, e o metaforă despre cum aluneci ca societate la vale, pentru că atunci când trebuie vorbit, nu se vorbește. Și am spus, eu nu voi fi astrologul care tace, ci voi povesti. Și am deschis harta pentru că trebuie să fii de pe altă planetă, să nu te gândești, să-ți pui o întrebare. Cu tremure. În Afganistan a fost acum 48 de ore, dacă nu mă înșel, două sau trei cu tremure foarte mari. Anul ăsta cu tremur în Turcia, mare, 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 mai multe replici, dar unul foarte mare. Ucraina. Acum Israel peste noapte. Fraților, ce se întâmplă? Și dacă cei care îmi urmăriți activitatea și vă amintiți, vă rog să scrieți doar da, atât trebuie să scrieți, da. Eu am spus două lucruri în ultimii ani. Primul lucru a fost, suntem în cei 11 ani maestri și nimic din ceea ce începem în cei 11, când debutează cei 11 ani maestri, când vom ieși din ei, lumea nu va mai fi cum o știm. Și uitați-vă la cât de multe s-au întâmplat în ultimii 2 ani, pandemii, inteligența artificială crescută la un nivel extraordinar, tehnologii, războaie, you name it. Și deci a spus odată, după 11 ani maestri, umanitatea nu va mai fi la fel. Și al doilea lucru, am spus și aici, am repetat de multe ori treaba asta, eu nu mă tem de primăvară și vară, eu mă tem de toamnă. Toamnă. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Eu mă tem de toamnă, ca și astrolog ce văd pe hărți. Dacă vă amintiți că am spus lucrurile astea, vă rog să spuneți da. Scrieți da în comentarii. Și uite că e toamnă, uite că este octombrie, uite că ne apropiem de 14 octombrie și eclipsa. Și lumea o ia razna, efectiv. Așa că e normal să-ți pui întrebarea, oare începe al treilea război mondial? Suntem în al treilea război mondial? Ce se întâmplă mai departe? Pentru că dacă voi credeți că războaiele astea sunt izolate în Ucraina sau acum ce se întâmplă în Israel, sunt acolo la ei în bucățica lor și nu îi afectează pe alții, visați foarte frumos, nu? Bineînțeles că au repercusiuni teribile asupra lumii, la nivel mondial, la nivel mondial se vor întâmpla foarte multe lucruri. Și acum e foarte complicată situația, pentru că ce se întâmplă cu Ucraina, ce se întâmplă cu Israelul, ce ajutoare primesc, cum primesc. Mă rog, este un context în care suntem pe o situație foarte volatilă. Și
Astăzi voi vorbi de ce li se întâmplă israelienilor, ce li se întâmplă și cum ne va influența pe noi, pentru că, istoric vorbind, România a fost întotdeauna un partener bun pentru Israel, a fost un partener al Israelului. Foarte mulți cetățeni israelieni și au rădăcinile în România. Și cum România e țara bună pentru toți și toate și vaca perfectă de mulți, cum noi, de ce aici nu e SF sau naționalism sau patriotism de nu știu care, că nu mă consideră niciuna din categoriile astea, de dovadă trăiesc în Islanda și nici nu-mi propun să mă întorc să trăiesc prin România, decât doar în vizită vreau să vin, dar de la calendele grecești, dacii s-au luptat cu romanii, cine a stat la porțile Vienei, care acum ne arată spatele și middle finger-ul? Românii, că dacă românii nu opreau pe turci la porțile Vienei, acum Occidentul poate desena cu bățul nisip. Dar pentru că noi am murit acolo, ăștia acum o fac pe deștepții. Și au uitat cine i-a ajutat. În arcul carpatic, zonă strategică pe toate războaiele posibile, baze la noi se fac, pentru că noi suntem un punct strategic foarte bun. Suntem deștepți și adaptativi și toate cercetările de la avion, insulină, până și banalul stilou a fost inventat, are în spate un român. Deci așa, doar în scurt. Și am ajutat noi foarte mulți evrei. Deci de asta evreii întotdeauna ne tratează cu respect. Deci cel puțin asta am văzut eu și dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți în comentarii. Dar la fel cum i-am ajutat pe ucrainieni, la fel cum am apărat o jumătate de Europa vestică, la fel i-am ajutat și pe ei. Câți români n-au ascuns evrei în timpul pogromului? Câți n-au ajutat să fugă din România? Câți s-au ascuns? Și vreau să vă spun că un evreu nu uită niciodată, ăsta e punctul meu de vedere și spun în perfectă cunoștință de cauză pentru că eu am trăit în Israel la un moment dat în viața mea și chiar am trecut printr-un război când a fost războiul dintre Liban și Israel. Am fost acolo, știu cum e când îți cade bomba lângă tine. Și evrei de origine română îi găsești peste tot, în poziții foarte înalte, inclusiv medicul privat al lui Netanyahu este de origine română și vorbește românește. Așa încât, bineînțeles că te interesează, pentru că foarte multe chestiuni financiare la nivel mondial sunt dictate, controlate. Ok, deci nu spun că e bine, rău, că trebuie sau nu trebuie. Asta e o realitate. Ele sunt dictate de evrei. Și mai spun un lucru. Atunci când unul îi înjură pe evrei, că, știți, există acea afirmație, sunt șmecheri sau sunt, te fac de bani sau ceva. Tu, de fapt, oare îi înjuri pentru că ți este ciudă că sunt mai deștepți ca tine? E doar o întrebare. Mie mi se pare extrem de deștepți. Și dacă au reușit să trăiască în cele mai grele condiții posibile, și politic, și social, și ce vreți voi, peste 5.000 și jumătate de ani, credeți-mă că probabil sunt foarte tari și să-și păstreze absolut tradițiile. Noi nu ne-am mai păstrat tradițiile de la daci, noi nu vorbim dacă, noi vorbim așa, o română. Ei vorbesc încă limba originală. Deci ne interesează ca români, oriunde ne-am afla, pentru că începând de ieri se schimbă soarta lumii la nivel mondial, asta vă spun sigur. Și am ridicat astrograma. Și cei care ați primit newsletter-ul, țineți minte că am spus, pe cer e o configurație specială, se numește trapezul, dar configurația asta, trapezul, nu aduce neapărat, nu știu ce, conflict extraordinar între oameni, la nivel uman. Nu vorbim la nivel politic, la nivel de state, la nivel de țări, aia e altă poveste. La nivel uman, nu sunt probleme. Și dacă te uiți la ce se întâmplă acum, nu este un conflict între a ieșit evreul obișnuit, israelianul din casă cu bâta în mână și vine arabul palestinian să-i dea vecinul în cap cu o altă bâtă. Aici este un conflict la nivel armat. Este un conflict armat. Oamenii obișnuiți, oamenii de rând din Israel, ei vor pace, ei vor liniște și chiar în ultimii ani, din punctul meu de vedere cel puțin, și nu sunt un politolog, nu sunt în lumea asta,
Mie mi se pare că s-au străduit să păstreze pacea. Ați mai auzit conflicte? Nu, în ultima perioadă a fost liniște. Și deodată, bam, totul se întâmplă exploziv. Am ridicat harta statului Israel. Stat, pentru cei care sunteți curioși, apare pe ecran harta. La 14 mai 1948, ora 16 p.m., a fost la Tel Aviv înființat, parafat, semnat statul Israel. 14 mai e semnul Taurului. Pentru cei care știți astrologie, știți ce țară mai este sub semnul Taurului? România. Tot în mai înființat, da? Deci, dar nu mai, am vorbit de atâtea ori de treaba asta încât nu mai deschis subiectul. Dar să știți că și România e sub semnul Taurului. Deci, Israelul este sub semnul Taurului cu ascendent pe balanță. Dar dacă te uiți pe ecran și pe hartă am desenat, pe interior, este harta momentului înființării statului Israel. Pe exterior este ce se întâmplă acum pe cer. Și poți vedea foarte clar cum Jupiter retrograd, marele benefic, este în retrogradare, acum pe cer, pentru toată lumea, nu-i numai pentru Israel. Adică nu închizi filmarea și gata, nu mă interesează că asta vorbește despre Israel. Nu, nu, toată lumea e în poveste. Acum pe cer, Jupiter, marele benefic și planeta care este responsabilă de drepturi, judecători, justiție, ideea de stat, este în retrogradare, în semnul Taurului. Asta înseamnă că va aduce grave probleme legate de teritorialitate. Dar aceste probleme legate de teritorialitate nu se referă numai la Israel, se referă la toată lumea. Și vom vedea la nivel micro, la omul obișnuit, cum te cerți cu vecinul că îți intră în curte, cum ai și tu o casă cu o vedere frumoasă și bam, vine un dezvoltator și își face dita mai blocul de s-a închis vederea ta și tu te cerți cu ăla. Abuzuri legate de colaborarea între vecini, colaborare, parteneria în ceea ce înseamnă pământ, casă. Vine unul și șparge acum pereții prin casă și strică structura stabilității blocului, de exemplu. Jupiter, asta la nivel micro. Încălcarea drepturilor tale de către cei din jur, drepturilor materiale, în primul rând, pentru că e Jupiter retrograd în Taur. La nivel macro, te uiți la televizor, îți faci trei cruci, închizi televizorul și te duci să te ceri cu vecinul. Dar observați că ambele conflicte, și Ucraina și Israelul, au treabă cu teritorialitate. Nu vorbim aici de scandaluri legate de, nu știu, trafic de persoane sau trafic de substanțe interzise sau, nu știu, laboratoare de experimente. Nu, 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 nu. Ucrainienii se luptă să-și păstreze teritoriul. Teritoriul Israelului este atacat și vă asigur că dacă ne mai uităm pe harta lumii în acest moment, deci am fost la un congres acum câteva luni și Greg Braden spunea, asta era în luna mai. A spus așa, în momentul ăsta, când noi suntem aici, în circuit închis, în cameruța asta, în acest moment, la nivel mondial, sunt 42 de conflicte armate majore. 42 erau. Acum, dacă ne uităm pe harta lumii, vă asigur că sunt mult mai multe pe un Jupiter retrograd. Al doilea lucru, Uranus este în retrogradare. Am filmările pe canalul meu de YouTube unde vorbesc despre Uranus și am spus, aveți grijă că se schimbă mult la nivel mondial. Uite cât se adeverește. Nu mi-aș fi dorit să se întâmple, m-aș fi bucurat mai mult să nu am dreptate, dar Uranus retrograd vine prin probleme legate de încălcarea drepturilor omului. Uranus retrograd în Taur vine cu mult mai multe, vine cu probleme cu tulburări economice, cu bulversări de bursă, vine cu foarte multe lucruri, dar în acest moment pe cer, este despre abuzuri îndreptate împotriva oamenilor. Și ceea ce am văzut cu groază la televizor ieri, când povesteau canalele de știri, și nu unul, ci mai multe, că civili israelieni au fost răpiți de pe stradă, trași în fâșia Gaza ca monedă de schimb și foarte multe femei au fost violate și au fost foarte multe persoane abuzate de către teroriști. Și
Asta e exact tema pe care ne aduce Uranus sub ochi. Acum Uranus retrograd, încălcarea drepturilor omului, abuzuri împotriva statului de drept, abuzuri împotriva oamenilor. Apoi la harta Israelului, dacă v-ați citat înainte, mai pun o dată imaginea, parcă e desenată pe hartă. În acest moment, Jupiter retrograd este așezat peste sensul vieții al statului israelian, Uranus retrograd peste Soare. Și ce am constatat este că în decursul istoriei, de foarte multe ori, Israelul a avut o problemă toamna. Cum vine toamna, ăștia au o problemă. Și acum e o problemă foarte serioasă, pentru că de această dată configurația astrală ne avertizează, unu, că sunt probleme și nu acum, se vor declanșa în următoarele săptămâni. Probleme legate de partenerii strategici și economici ai Israelului, ruperi de alianțe și cine ajută. Cine ajută pe o parte o tabără, cine ajută pe cealaltă tabără. Al doilea lucru este atacul lui Uranus retrograd asupra Soarelui. Soarele în astrologie, în astrologia politică, reprezintă esența țării respective, reprezintă vibe-ul țării respective. Așezat la grad perfect peste Soarele Israelului, Uranus retrograd îmi arată răspunsul la întrebarea care e pe buzele tuturor. Deci dacă n-ai întrebarea asta, înseamnă că n-ai întrebarea asta și ți-o ridic eu acum. Deci absolut toată lumea, toate televiziunile din toată lumea pun o singură întrebare. Israelul este, și știm cu toții asta, este cel mai bine militarizat și posibil stat de pe planetă. Sunt cei mai tari pe probleme de security. Sunt cei mai tari, nu există. Serviciile lor sunt cele mai tari, sunt cei mai deștepți pe chestia asta. Nu există mai tari ca ei. Cum serviciile lor nu au anticipat că se întâmplă astfel de lucruri, că se planifică un astfel de atac, pentru că să se tragă 2000 de rachete, ei spun, evrei 2000 de, israelienii spun 2000 de rachete. 2000 e un pic un număr cam mare din punctul meu de vedere, dar fiindcă am trăit un astfel de eveniment și am o idee. Dar hai să spunem cum zic ei, astea sunt cifrele oficiale, mergem pe cifrele oficiale. 2000 de rachete în 24 de ore trase pe teritoriul pe au venit peste ei. Și serviciile unde au fost în tot timpul ăsta? Ei cei mai tari de pe planetă, cei mai deștepți, cei mai... Pe principiu, puturuga mică răstoarnă carul mare. De câte ori nu s-a întâmplat asta în istorie? Vă explic astrologic, pentru că asta e explicația astrologului. Și vom vedea timpul dacă dă răspuns la ce spun eu sau nu. Uranus este planeta tehnologiei. Uranus este planeta care se ocupă de inteligența artificială. Uranus în retrogradare în Taur, așezat fix peste Soarele Israelului în acest moment, în dublă quadratură cu Marte și cu Saturn, natal al Israelului, spune următoarea poveste. S-au bazat prea mult pe tehnologie, s-au bazat prea mult pe electronică, electrotehnică, comunicații, ce vreți voi, inteligența artificială de nivel super înalt, dar au pierdut din vedere, și asta a devenit călcâiul lui Ahile acum în acest moment, factorul uman. Factorul uman. Pentru că nu au anticipat că la poate și ascunde bomba într-un car tras de un măgar. Iar tu îl cauți cu Siri pe net. Nu, poate aia vorbesc ca indienii și dau foc la ceva și pun păturica și își transmit semnale cu fum. Iar tu îl cauți prin eter, cu satelitul. Deci, ideea este că nu contest. Sunt convinsă că ei sunt super ultra cei mai tari în continuare. N-am niciun dubiu. Dar au pierdut din vedere nenii ăștia foarte deștepți că, băi, uneori poate să vină și
David cu Goliat, nu cu piatra, îți dă o cu praștia, nu e nevoie să te împușe cu pușca cu lunetă. Și te-a terminat. Deci, ei vor avea nevoie în următoarele ore să-și mute atenția, să-și păstreze în continuare atenția pe partea de tehnologie, dar să coboare cu creierul pe pământ și să gândească că sunt atacați de niște oameni, nu de roboții și inteligențe artificiale. Asta e harta. Vom vedea ce vor spune mai departe, pentru că sunt convinsă că aceeași hartă ne povestește că se vor da explicații, vor urma maziliri la nivel înalt, vor urma momente de explicații, de destituiri, de controverse la nivel politic. Iar la nivel politic, în această țară, vor fi perioade foarte tulburi. Cum se termină? În acest moment, Marte este încă în balanță. Ei se reechilibrează. Israelul acum se reechilibrează. Eu mă îngrozesc când se va muta Marte în Scorpion. Deci când trece Marte în Scorpion, nu o să mai fie așa zăpăciți și vor retalia și se, nu neapărat că se vor răzbuna. Haideți să vedem când intră Marte în Scorpion. Pe 12 octombrie, Marte intră în Scorpion. De pe 12 octombrie, această istorie pe care o privim cu toții la televizor își va schimba parametrii. Și nu, Israelul nu va cădea. Deci clar, nu va cădea. Au toate mijloacele. Deci, uitați cum mi se face pielea găină, pentru că Marte este zeul războiului. Este Ares. Și Marte guvernează berbecul și în domiciliu diurn. Vizibil, Marte vine și îți dă cu bâta în cap. Asta face berbecul. Te împușcă în față. Marte guvernează în domiciliu nocturn Scorpionul. Marte vine și te otrăvește în Scorpion. Marte vine și te împușcă pe la spate. Marte își face alianțe și îți dă în cap. Și pe axa zodiacală, Taurul și Scorpionul sunt față în față. Statul Israel este sub semnul Taurului. Marte intră în Scorpion și atunci se va ridica Israel. Și credeți-mă, eu cred că nu o să-i sfărâme, că o să intervină alte state, o să intervină diplomația și o să fie cu lugul, lugul, lagă, lagă, hai să ne împăcăm cu toate că vrem să ne mușcăm unii pe alții. Dar răspunsul Israelului va fi foarte prompt. Va fi foarte prompt. Cu o condiție obligatorie. Să nu pună 100% bază în tehnologie, ci să aibă și o abordare, pe lângă abordarea tehnologică, să ia în calcul și factorul uman și să încerce să gândească cum gândesc agresorii. Cum gândesc agresorii. Și să facă judo cu ei. Dar va urma un moment de ridicare profundă, de retaliation, de replică la ce se întâmplă. Se va întâmpla foarte repede, până pe 12 octombrie. E ceva karmic, un Pluton în tranzit prin casa a patra. Povestea asta, să știți că o să se lungească, nu spun că va dura războiul până, pentru că pentru mine este un război. Deja să fie atacat din sud și din nord, nu mai este că trage un terorist cu pușcă. Nu, este un război. Povestea asta și implicațiile și bulgărele de zăpadă care crește tot mai mult va ține până pe 24 ianuarie 2024 și nu mai intru aici în discuții că nu e cazul că Pluton va intra în vărsător și la la la. Deci voi să țineți minte că o să fie până în jurul date de 24 ianuarie. Se va modifica ceva sau poate se vor intra niște negocieri între 24 ianuarie 2024 și 11 septembrie 2024. După aia se mai întâmplă un boom, o chestie, o ceva stresant între 11 septembrie 2024 și sfârșitul lunii noiembrie 2024. Și după aia, de sfârșitul lunii noiembrie 2024 până în 2043, vor fi foarte multe negocieri, vor fi foarte multe, se va duce la un alt nivel, nu va mai fi hai să ne batem cap în cap, să ne luăm gâtul, ci va fi ori un război tehnologic, ori o formă de negociere pasivă-agresivă. Dar v-am dat etapizat ce se întâmplă și acum suntem în plină poveste karmică.
ce implicații vor avea la nivel mondial tot ce se întâmplă aici. Că până la urmă, știi, ei se bat în ograda lor, în curtea lor. Da, eu din vârful dealului de pe vulcan cu pinguinul în brațe, eu ce voi păți? Nu? Și ce vă pot spune este că în acest moment se va schimba clar harta puterilor lumii. Și va fi, aici nu comentez nici dacă aș putea, deci nu vreau să comentez, mai bine așa, nu vreau să comentez, dar vor fi foarte interesant de urmărit următoarele puncte. Ce se întâmplă cu forța, puterea Americii? Poate să ducă America războaie pe atâtea fronturi? Poate, deja are probleme la ea acasă politice. Congresul american e un pic circumspect, dacă urmăriți știrile, cu privire la faptul că arsenalul lor e tot mai diminuat. China tace, dar teme-te de asiaticul care tace. Rusia și ea pe acolo dezaxată, complet scăpată de sub control. Și acum începe o poveste în Orientul Mijlociu. Axa forțelor lumii, puterilor, va fi regândită și vor fi alte coordonate. Iar asta e foarte important pentru noi unde ne poziționăm, pentru că noi ca și stat, că ne place, că nu ne place, noi ne-am cam dus cum bate vântul. Și acum o să vedem unde ne duce vântul ăsta. Sunt convinsă că nu o să fie simplu pentru noi. Dar suntem prea mici ca să fim luați în calcul, însă noi, ca și români, ca și populație, pregătiți-vă, pentru că eu ce văd aici pe hartă, vor fi niște probleme economice, dar nu probleme economice la modul o să murim de foame, ci probleme economice, mai degrabă tehnologic-economice. Nu știu, te duci la bancă cu cardul și nu-ți merge cardul. Ai bani cash și nu poți să-i dai. Va fi ceva financiar și vom intra în niște discuții foarte puternice la nivel intern în privința unor decizii economice / tehnologice. Asta odată. V-aș recomanda, securizați-vă bani, securizați-vă cumva din punct de vedere financiar, tehnologic. Nu-ți ține bani într-o singură bancă. Bine, acum, toată lumea, hai să-i scoatem. Bun, ok, îi scoți. M-am gândit și eu uneori la treaba. Bun, stau cu bani în casă, bine, dacă i-ai. Dar vine un incendiu, vine un cutremur, vine... Până ajungi tu să fugi cu bani în brațe, ce faci? Nu știu, adică, ok, îi scoatem, da, și ce îi face? Bine, îi cheltuim, că acum la ce prețuri sunt... Cum i-ai scos? Știi cum e? Cred că pleci de la bancomat sau îți iei pensia și închizi ochii, întorci capul și te întorci. Unde-s banii? Nu mai sunt. Pentru că am plătit datorii, am plătit facturi, am plătit mâncare și gata, s-au dus. Dar ideea este că ce aș recomanda este, nu, cel puțin asta recomand clienților mei, nu-ți ține ouăle într-un singur coș. Asta e ideea. Pentru noi va fi această parte de chestiune, confuzie economică. Vom deveni foarte interesanți pentru alții. Nu spun aici de pierderea teritorialității, ci pentru resursele economice, care voi, dacă credeți că noi nu mai avem resurse economice, vă înșelați amarnic. Suntem plini, pământul ăsta e plin de resurse și suntem foarte gustoși pentru toți. Iar la nivel mondial, v-am zis, axa puterilor se regândește și va fi foarte interesant de văzut axa asta. Foarte interesant. Și cei și mai și veți vedea, am marcat pe hartă, o mai pun o dată, este că la înființarea statului Israel, Uranus cu Jupiter au fost față în față așezate. Și cine se luptă acum, ce ne-a declanșat acest conflict? Jupiter retrograd, Uranus retrograd. Foarte interesant moment. Nu e numai despre karma acestei țări, aici sunt lucruri mult, mult mai adânci, din care suferă om obișnuit. Știți, aici am închei filozofic povestea. De-a lungul istoriei, când sunt războaie, nu mor președinții care bagă țările alea în război, nu mor regii care bagă țările alea în război,
Nu mor nici măcar general, sau mor foarte puțini. Dar întotdeauna moare omul obișnuit, moare omul care nu are nicio treabă. Și mă întreb uneori, oare cum ar fi dacă ar exista un moment în care oamenii obișnuiți să spună, bă, da, eu nu vreau să mă lupt, uite, îmi dai pușcă, eu nu vreau să trag cu ea, uite, arunc. Și cealaltă tabără ar proceda la fel. Mă întreb cei care inițiază războaiele, cum s-ar comporta? Însă, aici în povestea noastră nu e despre filozofia mea sau ce bat eu câmpii pe aici, despre conceptul meu de poate războaiele n-ar exista dacă cei implicați în ele ar alege să nu lupte, să nu răspundă provocărilor. Dar hai să vedem după 12 octombrie că atunci Israel își capătă puterea înapoi. Nu că n-ar avea-o acum, eu sunt convinsă că o au. Dar atunci se trezește leu din ei, scorpionul din ei, Marte scorpion. Acolo o să fie foarte interesant, foarte interesant. Ce se întâmplă acum e doar începutul unei povești și această poveste nu e despre neapărat, noi ne gândim foarte mult la o criză economică. Bă, fraților, dar suntem în criză economică și în recesiune. Așa e, există niște cicluri, există niște cicluri în istoria umanității. Asta e, suntem în ciclu de criză economică. Va trece. Întotdeauna a fost un ciclu de criză economică. Însă acum mai interesant va fi partea de pierdere a stabilității și reconfigurare a axei marilor puteri a lumii. Acest război care se întâmplă acum și în Europa și în Israel va reconfigura axa. Și asta se va întâmpla până la sfârșitul anului viitor. Deci anul viitor, de la sfârșitul lui noiembrie, v-am dat temporizările în această filmare, de la sfârșitul lui noiembrie lumea va fi altfel. Nu spun că o să dispară puteri, dar axele de forță se vor schimba puțin. Baftă multă tuturor!